Da, am făcut rugăciunea de mulțumire acum de întoarcă, vrem o șampanie, după aceea până la ta, să mă la mulți ani. Hai să iau cu bărbați. Hai să rămână. A ajuns sără și 2017. Nu, coace. Care ne-au părăsit? Ia, uite aici. Bărbați, stai, bărbați înainte. La mulți ani. La mulți ani. Ați intrat în jumătatea noastră? Sunt noi tăi în Uriaș, părinte. Vreau și asta. E bine, stai să-mi pute. Părinte, lasă că o pupăm noi, părinte. Așa. La mulți ani, măi, hai să-mi pute. Să rămână, părinte. Să trăiești. Să vă dea dorește. Amin. Tate mult. Amin. Nu, tot. Doamne ajută, la mulți ani. La mulți ani, părinte, să vă dea și... Dumnezeu sănătate. Tot ce vă doriți și ne dorim. Ce să dă mie Dumnezeu să vă dea și vouă. Așa să fie. De tișă. Să ne întâlnim. De-aia stăteam și mă gândeam la uși, mă întrebam, de anul trecut cine ne-a părăsit? Mă mai așteptăm. De data asta. Acum asta ne-a făcut rugăciune, am făcut rugăciune. La mulți ani să-ți imite, nu mai mă muncești, da? Gheorghe, unde ești? Cât mai mult. Anul ăsta nu mai mă muncești, gata. A, da. A, da. A, da. A, da. Colegul. Cu ce mesaje trimisești tu astăzi că le vom citi? Da, urâte. Urâte, părinte. Lucicul nu plânge. Să mă ia la oraș. Nu mă rugăți pentru să mai vină neuron. Ia tu un cam. Da, cu mine. E rămăsești la urmă, eu pupai bărbații pe acolo. Ce e din urmă, bărbă? Ce am cu tine nu? Nu, băi. La mulți ani, Lucico, să fie Tudor cu vite, să te las să dori. La mulți ani. La mulți ani. Vai, domnul, cameraman, ce pavion aveți? Te rog, la mulți ani. La mulți ani. La mulți ani, date și ce pavion. Dar pentru miminuță să le rugăm. Mi-a trimis mesaj. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. Care ai pus vremurile și anii într-o a ta stăpânire și să îndreptezi toate în economia ta cea cerească și toate da? Bună. Asculți. Mulțumim ție pentru îndurările minunate pe care le-ai făcut asupra noastră și în toată vremea trecută a vieții noastre și te rugăm. Într-o tot îndurate, Doamne, binecuvintează cu un anul ce a sosit cu bunătatea ta și păzește pe binecredinciosul popor de pe tutindeni, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe iubitoare de Hristos oaște. Înmulțește zilei vieții lor într-o sănătate de plină și dăruiește sporire într-o toate faptele cele bune. Dăruiește de sus bunătății tale la tot poporul tău sănătate și mântuire într-o toate bunăsporire.
Sfântă Biserica ta, țara aceasta, toate orașele și satele, și izbăvește de toată rea întâmplare, dăruindu-le pace fără tulburare. Ca să ne vrem și totdeauna aduce mulțumire ție, prea Părintelui Celui fără de început, și împreună i-a născut Fiului Tău și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorii Tău Duh, Dumnezeu, Celui slăvit într-o ființă, cântat prea Sfântului Tău nume, în vecii vecilor. Locului să ne rugăm, Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce vremurile și anii ai pus într-o stăpânirea Ta, Cel ce ești fără de început și fără sfârșit și ești înțeles mai presus de timp, Cel ce ești mai presus de orice mutare sau schimbare a celui ce sunt, Cel ce stăpânești toată vremea cea trecută, cea de față și a viitoare, Cel ce prin născusa Ta îndelungă răbdare ne-ai învecit și pe noi să ajungem să intrăm într-o acest nou an. Însuși, prea bune stăpâne, binecuvintează că Dumnezeiescul Tău har acest an dăruiește pământului ploi pașnice spre aduce de doadă. Văzduc prielnic sănătoate oamenilor și animalelor, vine întocmine dându-ne cam pace și înțelege plină să trecem cursul anului, împodobiți cum l-a slăvit prin virtuți. Mergând cuvios ca ziua, într-o lumina bunucii tale, binepăzește Sfântă Biserica Ta. Ocrotește puterea Ta pe binecredinciosul nostru popor. Întărește spre cele bune ar și cârmuirii armata țării noastre, tinerețile le călăuzește. Bătrânețile întărește, pe cei risipiții adună, pe cei rătăciți întoarce și unește cu Sfânta Ta Biserică. Să vie într-o noi împărăția Ta, împărăția tuturor veacurilor, împărăția bunătății, a dreptății și a păcii. Și ne vrănicește pe noi cu o gură și inima cânta, și a Te-l slăvi pe Tine, Dumnezeul Celui slăvit, într-o trăime fără de început, în vecii vecilor. Tămie Ți-a ce, Doamne, Iisuse Hristoase, într-o gros umirață, în orice aspe care prind-o pe la alte jertfe, trimite nouă harul preasfântului Tău, Duh. Firește-ne pre noi, Dumnezeu, pe mare mila Tă, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, rugilor Dumnezeu, pentru bună spărire. Eugen Diaconu, Constantina, Corina, Proteasa, Flora, Elena, Stella, Daniela, Cristina, Andrei, Andrei, Anca, Ilie, Iulian, Andrei, Alexandru, Mihaela, Luca, Mihai, Sara, Maria, Nicolae, Elena, Gheorghe, Ion, Stella, Constantin, Viorel, Adriana, Constantina, Mucenic, Ioan, Alexandru, Lucica, Elena, Ileana, Ștefania, Opeica, Georgeta, Alina Dorina, Alina Dorina, și pe amici, și pe amici. Relu, Mihaela, Ștefania, Andrei Dragoș, Ștefania, Iuliana, Constantin, Ionica, Andrei, Ion Emilia, Ecaterina, Elena, Anton, Dorina, Ioana, Nicolaia, Ion, Maria, Petre și Elisabeta, Maria, Elena, Gheorghe, Vasile, Angelica, Elena, Maria, Tudor, ce avem bolnavi? Bogdan, Aurelia, Gabriel George, Nașu Vasile de la Comrem. Pentru bună spărire și ajutorul lor, pentru ca să le ierte lor toată greșeala,
cea de voie, cea plă de voie. Să păzească spânlăcasul acesta, țara aceasta, satele acestea de toată boala, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea de altor neamuri asupra lor și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv și blând și leznetător să fie nou bunul și viitor de oameni Dumnezeul nostru, să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să îi izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marilor pământului, și a celor ce sunt pe mare departe, și milostiv, Stăpâne, milostiv fii nou față de păcatele noastre, și ne miluiește pre noi. Măritorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și de oameni Dumnezeu ești, ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Prea cu ție, ce Părinte, binecuvioasă! Cel ce-a opta zi a primit a să tăia împrejur pentru a noastră mântuire, Cel ce-a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru grăciune preacuratei Maicii sale și pentru ale tuturor sfinților, să ne mântuiască, să ne miluiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Bucură-te, mireasă!
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-ne și ne miluiește pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. La mulți ani! Pentru cei care ați fost de la început, ați văzut rugăciunea de mulțumire pe care am făcut-o, pentru că Dumnezeu ne-a răbdat să mai trecem un an. Ceilalți care zic mai târziu, ați prins rugăciunea pentru în anul în care eram intrat. Și iată, în finalul celei de-a doua rugăciuni, i-a cerut bunului Dumnezeu aceste lucruri. Tinerețile le călăuzește, bătrânețile le întărește, pe cei risipiți adună, pe cei rătăciți întoarce și unește cu Sfânta ta biserică. Aș putea spune că e singura dată, e singura rugăciune în care rugăm pe Dumnezeu ca în anul acesta pe cei rătăciți. Și să știți că e trecut aici ghilimele. Să-i adune cu Sfânta sa biserică. Mă uitam la televizor. De câteva săptămâni, stațiuni, 90, 99, 99, la cărți ocupat. Se duc acolo, la mare, peste tot. Vedeți petarde, în centrurile orașelor, petarde de 11 minute, de... Nu. Vedeți, noi cerem pe tineri să aibă grijă de ei, pe bătrâni să aibă grijă să-i ocrotească, pe cei rătăciți să-i adune, dar pe cei risipiți. Adică cei care n-au un țel, cum spune Mântuitorul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Deci veniți. Eu spuneam astăzi, ieri, de fapt, anul trecut, deci eu sunt lumina lumii. El e lumina. Oricând. Oricând putem să facem Crăciun, pentru că nu este ca pe vremuri, când vorbeam cu cineva, nu mai e Crăciunul de altă dată, când eram copil, pentru că nu erau cărmangerii. Să putem oricând să facem un grătar. Să spunem, gata, facem. Așa e și cu anul nou. Este aici. E rugăciunea pe care trebuie să o facem. Ce credeți? Că noi pierdem? N-am pierdut nimic. Știți cum spune cineva? Spunea unul care aș cum e de risipit, zice. Dacă el există și eu nu cred, sunt pierdut. Dar dacă el dacă el nu există și eu cred, n-am pierdut, n-am câștigat. E tocmai acesta era despre aceștia să spune risipiți. Vedeți? El mă filmează acum. Ați văzut cât tantan s-a făcut acum un an cu cei care au murit în focul acela la colectiv. Și cât s-a dat? Că i-am noi, Domnule, că au zis mai mari bisericii, ca aceia ce căutau acolo în loc să chine. I-am văzut pe părintele Necula când s-au dus 4500 de copii și a zis trebuie să nu mai fie dies colectiv, să fie cruce colectiv. A spus că 2 ore acolo, lângă Catedrala Neamului, nu s-a dăruit. Și ce mi-a plăcut lucrul acesta, pentru că eu îl țin mult la Dumnealui. Ei, vedeți? Ăsta-i cuvântul risipiți. Dar nu l-a înțeleg toți. L-au înțeles altcumva, pentru risipiți. Duși. Au alte țeluri în viață. Dar vine o vreme. Vine o vreme care spun eu, când ne întâlnim. Verele cu șeful, când spun eu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a adus să trecem și în anul acesta. Mâine dimineață vă aștept la Sfânta Liturghie. E Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. E singura dată, țineți minte, și cei care mergeți pe la mănăstiri, în care avem voie să facem moliptele Sfântului Vasile cel Mare. Cei care le mai fac în cursul anului încarcă o regulă, adică încarcă un canon. Deci mâine la 8:30 începem Sfânta Liturghie, iar după aceea continuăm cu moliptele Sfântului Vasile cel Mare. Să aveți pace în suflet. Și așa cum urează biserica, la mulți și binecuvântați ani. Să-i aveți binecuvântați, să aveți pace în suflet. Și pentru ceilalți, petrecere frumoasă. Intrați într-o altă turmă, din turma noastră, intrați într-o altă turmă.